A plouat în câteva zile, cât pentru o lună după ce norii au pus stăpânire pe județ. Debitul mare de apă a dus la umflarea râurilor și de aici a fost doar un pas până la inundarea gospodăriilor și compromiterea culturilor. Ultimele informări sunt de ieri, când, nu este pagubă deosebită, dar este o situație de urgență. Când a fost inundată ieri după amiaza o gospodărie, un beci în comuna Pologra, ce au mai fost ieșiri sau, precipitațiile care au adus de pe versanți, de pe cursurile de apă necodificate, viituri și în zona Motru și ceea ce s-a întâmplat la Strivilești cu cele 100 de hectare. Cele mai afectate sunt culturile de porumb. Avem la afectate de grină și de inundații, știți, la Stejari 100 de hectare, la Dănciulești 15 hectare, iar mai nou la Samarinești, a ieșit râul Motru din Albie, ieșise pe o suprafață, deci pe o adâncime de 300 de metri din Albie. Spre bucuria noastră, spre prânz, aceste ape s-au retras pentru că ploaia a încetat. Avem acolo 115 hectare, din care 85 porumb, 6 grâu, 12 hectare vii și 12 hectare legume. Cultura cea mai afectată pare că este porumbul, pentru că era răsărit la 2-3 frunze și prin retragerea apei s-a pus acest mâl peste și vom vedea zile următoare cum se prezintă situația. Dacă în ceea ce privește culturile de păioase se mai trag speranțe că gospodarii nu vor rămâne de tot descoperiți, culturile viticole vor fi practic inexistente anul acesta în Gorjă. Dacă în grădină mai putem beneficia de, încă o dată, de bine, cu o anumită cheltuială de semănare și de plantare din nou, din păcate la vița de vie, practic această producție este compromisă anul acesta. Vom avea o producție mică în comparație cu anul trecut, dacă facem. În momentul de față se fac calcule pentru ca păgubiții să ceară ajutorul de minimis acordat de stat.